Salutare, dragi prieteni! Situația este mult mai gravă decât bănuiam. Din păcate, Florin Cățu nu este ceea ce speram să fie. Din păcate, nu reușește să se opună compromisului murdar pe care Orban l-a făcut cu Mafia PSD. -istă. Și lucrurile merg într-o direcție extrem de gravă. Am vrut să fac acest comentariu video foarte scurt ca un fel de reacție rapidă. Știrea a apărut astăzi pe mai multe site-uri de știri. Se spune că este un comunicat oficial al Guvernului. Pe site-ul Guvernului încă nu este publicat nimic, dar știrea este una validă. Premierul Câțu i-a demis pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan. Pretextul este un ordin care ar fi instituit o presupusă carantină și pe care Andreea Moldovan l-ar fi dat fără să știe câțul Asta este un pretext, oameni buni. Demiterea lui Vlad Voiculescu are legătură cu un lucru și cu unul singur. Cu mafia pe care Vlad Voiculescu a deranjat-o, cu faptul că Vlad Voiculescu s-a opus în guvern să mai fie dați bani pentru cartelul Mafia Media, cu faptul că la casele, pentru conducerea direcțiilor caselor de sănătate, Vlad Voiculescu voia să facă un concurs, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți bani, multe miliarde de euro, care nu mai sunt gestionate de către oameni pe linie de partid. Este o foarte mare dezamăgire și lucrurile sunt mult mai... Eu de trei zile tot vorbesc despre atitudinea lui Florin Câțu, despre care credeam că are puterea și forța să se opună compromisurilor făcute cu mafia, compromisuri care s-au văzut în multe decizii pe care Ludovic Orban le-a luat ca prim-ministru, atunci când a fost prim-ministru. Banii dați la cartelul Mafia Media, numirea la Ministerul Justiției a lui Cătălin Predoi, omul Hidrei, care cu Georgiana Hosu au mușamalizat cele mai importante dosare în favoarea Hidrei. Numirea unor miniștri de interne total ghidonați, marionete ale mafilor psd din Ministerul de Interne, Marcel Vela, care a fost răsplătit cu numirea fiicei lui Vitrege la instituția care se ocupă de arele protejate în condițiile în care partenera lui Marcel Vela, mama ficei lui Vitrege, Andreea Pleșa, pe care Vela a pus-o candidat PNL pe la alegerile locale parlamentare, mama acestei domnișoare pe care Vela, prin Orban, Vela a fost răsplătit pentru serviciile aduse la Ministerul de Interne, este băgată în niște firme care vor să construiască hidrocentrale în arii protejate. Proiecte împotriva cărora protestează ONG-urile pentru protecția mediului. Deci e ceva foarte grav, am punct Deci în stil mafiot, da? Domnul Câțu nu a avut nicio problemă cu domnul Bode și nu putea să aibă o problemă cu domnul Bode. Domnul Bode care mână în mână cu chestorii PSD-și puși de Dragnea și de Carmen Dan în Ministerul de Interne au protejat încălcarea sistematică a legii în această țară, oameni buni. Au favorizat intrarea partidului extremist huliganic AUR în Parlament. Partid care exportă foarte multă ură în societate. Fac o mică paranteză pe această temă și vreau să vă arăt un document primit de la poliție. Știți că au fost amenințări cu violență împotriva mea la jumătatea lunii martie de pe grupurile ale susținătorilor AUR. Poliția mi-a confirmat faptul că organele de cercetare penală ale Poliției Judiciare din cadrul Poliției Municipului Timișoara, Biroul de Investigații Criminale, s-au sesizat din oficiu. Sub aspectul comiterii infracțiunilor de instigare publică fapte prevăzute la articolul 368 aliniatul 1 din codul penal, urmând a se proceda la strângerea probelor necesare cu privire la împrejurările în care au fost comise faptele și identificarea autorilor. Deci are loc o anchetă penală. Sigur, după o lună de zile, când a fost vorba de Raed Arafat, care e persoană importantă, devenit secretar de stat în Ministerul de Interne datorită pesediștilor și menținut în cadrul compromisului puturos făcut de Ludovic Orban cu PSD-ul, în 48 de ore l-au găsit pe ăla, l-au luat pe sus și uh, s-au luat măsuri preventive împotriva lui. Când e vorba de un simplu cetățean, legea se mișcă mult mai greu, cu o lună de zile întârziere, dar e bine că se mișcă, oameni buni, este foarte bine că se mișcă legea. Nu este ok ca persoanele care uh, fac amenințări cu violență în spațiu public să nu scape, uh, să scape nepedepsite. Pentru că ei vor trece la violențe concrete, oameni buni, dacă împotriva lor nu se iau măsuri legale. Bun. Revenind la uh, subiectul nostru, demiterea lui Vlad Voiculescu, este un moment foarte critic USR Plus anunță că vrea să rămână la guvernare Să știți că treaba asta nu se putea face fără acordul lui Dan Barna Și eu am tot spus despre Dan Barna că este și el un om al compromisurilor Și lucru cel mai grav care apare în presă este că Florin Câțu a discutat cu Klaus Iohannis Și Klaus Iohannis și-a dat acordul pentru această demitere Sigur că dacă am fi avut un guvern foarte performant Care n-ar fi avut atât de multe bube în cap Dacă nu l-am fi avut pe bode la Ministerul de Interne Dacă am fi avut un Minister al Interne care să funcționeze foarte bine Dacă problema asta cu pandemia nu ar fi fost 60-70% gestionată de departamentul pentru situații de urgență Condus de secretarul de stat Raed Arafat care este în subordinea lui Bode la Ministerul de Interne, sigur că e, o remaniere, o schimbare a unui ministru pe sănătate, mai ales unde lupta cu pandemia, putea fi oarecum justificat. Din păcate, nu am să fac alte speculații. Momentan aștept mai multe informații. Am să revin seara cu comentariul obișnuit al zilei. Dar opinia mea, în acest moment, pe informațiile pe care le am, cu argumentele pe care le-am spus în ultimile două zile, și materialele sunt pe canalul meu de YouTube, această demitere este încă un rezultat, probabil cel mai grav rezultat al compromisului care există la vârful actualei conduceri a Partidului Național Liberal cu Mafia PSD. -istă. Compromis care a făcut ca guvernul să financeze cu zeci de milioane de euro cartelul Mafia Media. Compromis care a făcut ca să fie numit omul Hidrei Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției. Compromis care a făcut ca Marcel Vela și Lucian Bode să fie puși miniștri papițoi la Ministerul de Interne. Cu consecințe extrem de grave pe perioada de pandemie. Consecința fiind faptul că avem inclusiv în Parlament mișcări extremiste, mișcări negaționiste, personaje foarte dubioase care n-ar trebui să intre în Parlament nici ca lucrător la salubritate, să ridice gunoiul și care au devenit parlamentari din cauza acestui compromis. Pentru că au fost lăsați, oameni buni, au fost lăsați deliberat. În București, secțiile ATI sunt pline până la refuz din cauza faptului că Ministerul de Interne nu a aplicat legea. Și Ministerul de Interne a aplicat legea pentru că, dincolo de ministru, în jos, toată piramida de putere pesedistă este bine mersi pe pozițiile ei. Probabil că acesta este motivul și pentru care Traian Berbeceanu, care a fost inițial consilier al ministrului de interne, după aceea s-a dus către zona de funcționărime, către zona de prefectură și a plecat de acolo. Probabil și el și-a dat seama că de fapt Vela fusese pus doar ca marionetă. Eu nu am nicio îndoială că demisterea de astăzi a lui Vlad Voiculescu este o consecință a acestui compromis cu Mafia. Este foarte mare a doua concluzie pe care vreau să o trag Am argumentat acest punct de vedere în ultimile două zile Este foarte trist că Florin Cățu nu are puterea să se opună acestui compromis Pe care Orban și gruparea, să-i spunem, hashtag aceeași mizerie din PNL, l-au făcut în același timp vreau să le spun tuturor celor care în aceste zile au dus lucrurile către extrema de a spune că PNL-ul este egal cu PSD. Nu, PNL încă nu este egal cu PSD. Este o mare diferență. Dar suntem într-un moment extrem de grav, oameni buni, al evoluției politice. Să sperăm că nu se va rupe majoritatea parlamentară, pentru că numai PSD-ul și mafia ar profita din din treaba asta. Dar este foarte trist că Florin Câțu a făcut acest lucru, nu s-a consultat, semnalele vin acum, am văzut un comunicat recent acum la televiziunile de știri a lui Dacian Cioloș, nu s-a consultat cu conducerea alianței USR Plus, Dacian Cioloș consideră asta ca fiind inacceptabil și așa este. Și a făcut-o unilateral, Cățu. Eu sunt convins că n-a venit de la el, sunt convins că are legătură cu compromisul pe care Orban l-a făcut și îmi exprim dezamăgirea că Florin Cățu nu se dovedește un lider politic puternic și acceptă să stea la butoniera lui Orban. Urmează să vedem cum vor evolua lucrurile. Eu acum voi citi mai multe informații și mai pe seară am să vin cu un comentariu care cu siguranță va fi mult mai relevant pentru că va avea la bază mult mai multe informații. Momentan acesta este punctul meu de vedere ca reacție jurnalistică rapidă, dacă vreți, pe această știre.